Mă, bune, e ciocatilii mele, mă, mă! A, fii, fă nu mai cânta asta! Une-i, Roza? Une-i! Nu s-o ia, știu eu, unde e? Bă, firată! Dinodoro! Unde-ai făsat-o, că n-am văzut-o la dimineață? Era pe aici, nu știu. Am văzut eu de vreme când a ieșit cu Thierry, dar era prea departe de mine, s-o mai strig. Halo, trăzniu ar Dumnezeu s-o trăznească! Ce țâmpă așa? Ce te-ai rușit așa la față? Că la, de la bufetul. Feițăr bufetul, ia uite. Uite-și ciocătul. Halo! Păi, păi, nu faci fătul, pito! Ia uite ce-a făcut asta! Vino încolo. Unde dracu e Terii ăla, mă? Că vei muiește dracu-i! Niciodată n-am! N-am! Mă, dă-l afară! Dă-l afară! Să trimite-l dracule ăla în casă! Nu, că l-am pe altul, mai poate! Am nevoie de el! Îl trimite la Paris! Calcă-mă și pe mine! Ții pe mine cu sufletul în gât, fă? Păi eu te-am făcut, eu te omor dacă te prea curvărești, fă! Fă, mămică, eu am fost la cumpărături. Am cumpărat haine ca să mă placă medalion. Uite aici, uite, uite, fac proba la una. Uite cât de sexy e. Uite. Fă, nu te uita! Fă, pune mâna la ori! Trage-o, dracu, jos! Da, ce slabă ești, fă, dar ce-i cu bețile? Fă, trage-o în jos, tu vrei să moară tactul de inimă când te-o vede cu nepanorama aia pe tine, moare de oi încolbați. Trage-o în jos, dar urâtă ești, fă. Că nu se arată genunchii legea noastră proastă. Bă, legea se mai schimbă. Uite ce genunchi frumos. Fă, ia tu ești la fel, ia să văd. Fă, normală, cu cine dracu se mănăști chilambic așa? Aulea. Măcar să te vadă numai țiganul tău, că ne mai facem dracu de râs. Trage în jos așa. Vezi că mâine da. Trebuie să mergem la socrii tăi. Cine a zis cum? Tati. Și să faci bine, să te porți frumos cu soacră ta. Că am văzut eu că e cam pretențeoasă. Fă, mămică, dar nu e mai bine să vină ei acilea? A? Mie nu-mi place la șatră și aia n-am nici veceu. Hai să faci bine, să te obișnuiești, că acolo o să-ți faci trebuie. Ca nomazi, în aer liber. Hop, 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 hai, di, 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 Petrică, hai! Ce dracu faci, mă, aici? Mă, noi mergem cu mâna în cur la oamenii, nu ducem și noi un cadou la cuscri nimic? Să putea, fă, să nu strângi ziua. Să putea, după aia țâmp la mine, că-mi crește glicemia. Păi da, gura ta îmi crește. Păi da, osul dracu, ce-ai pe tine crește? Glicemia. Ia treci tu la spatelica lui. Poate-ți dă vă copii te scap de tine. Băi, băi, Teric. Hai, fă o dată! Dă-mă jos! Ia! Cheamă fetii! Fă, ia veniți încoa! Hai! Să vă dați cu părere! Uite! Uite ce am luat lui fratele Auric! Uite ce șeuliță cu Sfântul Gheorghiță! Ce frumoasă e, o să dea pe spate tăticule sărăntoce ea. Fă, nu vorbi așa de săracul fratele Aurică, sărăcuțul de el. Hai, hai, să merg. Hai. Și medalion. Da, ce gelozie atide.
Dar știi că tu ești o hirană. Hai, mă, hai, mă! Auliu! Hai odată, pă, pă, hai odată! Dar ce dracu așteptăm? Ziua de ieri care a trecut inopinant? Ei, ce m-am exprimat. Eu nu știu, mă. Nu știu, mă, dar ce m-a pedepsit Dumnezeu? M-a pedepsit cu trei femei și cu niciun băiat. Asta e. S-o mai umpli. Frate, dacă vrei, eu pot să vorbesc cu un avocat foarte bun, care a fost în guvern. E băiat de treabă, ăla te rezolvă imediat. Uite, asta este cadoul meu pentru tine. Ei, de la fratilii tău. Lasă aici, lasă. Frate, ăsta e băiat de treabă, spun eu. Îi dai șpaga pe față și te face necărvan. Ce te face? Ei, adică necărvan. Ca la revistele alea nemțești. Cu poze frumoase pe copertă, nu le știi. Eu citeam alte reviste. Hai, mă, Cristofare, mă, până și eu am auzit de revista asta. Da. Ce zici, frate? Eu îți mulțumesc, frate, dar se ocupă Cristofor de avocat. Are el pe cineva acolo, știi? Așa? Bine, da. Trebuie să fie bazat. Auzi, bre? Dar bodyguardul ăsta lui Matale de ce e îmbrăcat așa? De unde are țoarele astea, a? Ce-ți pasă, bă? A fost o reducere de 100% pe Camp Elize. A, da? Pentru noi ăștia. Noaptea pe reducerea asta? Sâmbătă spre duminică. Deci e mulți turiști. Ce-a tot de la reducere lare? Ce-a frumos? Bă, dă-mi un pic. Hai, nervi! Hai, da și taci! Cristofare, du-te și te vorbește cu avocatul. Băi, eu rămân aici cu fratele meu așa. Deci ce vrea, îi dau oricât, mă. Îi dau oricât, numai să nu lase pe ala să pună gheara pe pământul meu. Ele-te. Așa. Salut, sunt Lucian Viziru și te aștept pe canalul meu care se numește Familia Viziru. Linkul îl găsești în descrierea de mai jos. Sper să ne vedem în curând. Bye bye. Auzi, băi, mai muțico. Ia, vino încă. Băi, băiat, pleci de aici. Băi, ești de simțit, pleci cu ceasul meu, ai nebunit la cap? Pleci. Ia, dă-l jos. Pleci. Dă-l jos ca să nu-l iau eu, să mor eu. Pleci. Dă-l jos, odată când îți zic. Okay. Johnny! Ia-l pe Johnny și du-l la rotă. Ce ai? Ce ai? Are gură mare când bea, dar nu-i băiat rău, mă. Asta, Uric, așa e tinerii. Are sângele fărbinte. Bă, tu nu-ți minte ce ne mai trozneam și noi pe-n ferentar cu gagii când mergeam pe la muierile lor? Ba, bă, ce dastigle mi-a luat în cap. Da, mă, eram și noi tineri. Auzi, de Guță mai știi ceva? Guță? Da. A merlit-o. Ei. A merlit-o de mult. L-a făcut niște bolșevici cu Nagan. Ei. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Bă, e vânos ungurul ăsta-l tău. E vânos, da. E vânos? Hei, n-a fost nimic a făi. S-au ciofolit un pic băieții. Cine? Gianni al meu și cu ăla, ciocolatiu ăla al vostru, Digardu. Oh. Oh. Ia liniștit, șone, pe amândoi. Oh. Mică, dar la nunta asta au venit și băieți singuri. Îți dă pe aia singur, că o să-ți găsească ție tactul pe aia singur. Păi da, când îmi găsește și mie? Și mie am zis la fel, dar n-apare nimenică. Stai! Hei, păi dacă mănânci atâta, nu o să mă apără nimeni niciodată. Rozo, să mai vii și tu pe aici să te învăț ce mâncare îi place lui medalion. Dar el de ce n-a venit? Adică unde n-a venit? Dacă româncește toată zăulica, la spital. Păi lasă că după nuntă poate vine să lucreze cu state, să stea și el mai aproape de fată. Păi, strălucioasă. Păi, dar tu nu zici nimica? N-ai limbă? E, așa e ea, mai timidă.